Ion și Raluca au participat la emisiunea Cursa Iubirii. Astăzi Ion era live pe TikTok și se pare că a fost eliminați din această emisiune chiar în prima parte. Spunea că în urma acestei emisiuni poate să spună că el și Raluca se iubesc mai mult ca niciodată, că sunt bine sănătoși, cu toate că el a fost puțin rănit, era julit la nas. A zis că în emisiune o să vedem același Ion pe care îl știm exploziv și că nu a încercat nicio secundă să fie altcineva, dar s-a simțit, a zis, experiența emisiunilor anterioare la care a participat. A spus că emisiunea i-a solicitat și că i-a pus la încercare. Probele la care au fost supuși au fost niște probe care te apropie ca și cuplu și că i-a unit și mai mult această emisiune, că se iubesc mai mult și că este recunoscător pentru această experiență, că pe el cel puțin l-a făcut să-și dea un restart, să-și aducă aminte că sunt un cuplu și doar atât contează, că parcă în ultima perioadă nu mai aprecia așa mult lucrul acesta. Și și-a dat seama că trebuie să fie mulțumiți, că sunt unul lângă celălalt și mai mult de atât nu contează, că el și Raluca sunt mai uniți în urma concursului și spunea Ion că ce nu te omoară te face mai puternic.